gata, mi-am adus aminte, mâncați și pula ta, futuz rasa mătii să-ți fut. Futuz rasa mătii să-ți fut. Vărulei, vezi că ăsta e 20-70 normal futuți. Gata, mă, omul ăsta lui tovarășul lui Roxet, de-aia am făcut eu calculatorii, ești nebun. Mi-am adus aminte acum, dar uite, mi-a trimis poză, 20-70 armor 8G, ești nebun la cap. Ce, 20-70 armor 8G e direct 20-70 normal, nu e 20-70 super. Futu-s morții mătii să-ți fut. Auzi, băi frate, băi prietene, cum adică nu e treaba ta, că nu sunt atent? Păi stai așa puțin, treaba ta care e să-mi vinzi, să, tu nu știi ce vinzi? Dacă îți dădeam 10 milioane pe ea, te uite, știai după aia ce vindeai? Bă frate, nu e corect. Înțelegi? Adică aia e, s-a întâmplat, nici tu n-ai știut ce ai vândut, nici eu n-am fost atent când am cumpărat-o. Dar nu poți să-mi ceri tu mie 20 de milioane pe 20-70 simplu, nu e sănătos la cap? Auzi, ce că nu... Băi prietene, cum adică nu e treaba ta, că nu sunt atent? Păi stai așa puțin, treaba ta care e să-mi vinzi, să, tu nu știi ce vinzi? Dacă îți dădeam 10 milioane pe ea, te uite, știai după aia ce vinde? Mamă, futu-ți rasa mătii să-ți fut. Auzi, că nu e treaba, nu e treaba lui că nu e atent, mă, auzi-l pe ăsta. Treaba lui e să ceară suprapreț, ești nebun la plăci și să nu știe ce să vândă. Tu vă rasa în gură de români să vă fut în gât. El mi-a trimis poze, ești nebun? Cum îl cheamă pe băiatul ăsta, ești nebun? Rulet, mă, rulet, așa, ia să vedem. Bă, dați subscribe, dați subscribe, ați trecut computer. Bă, oricum a răspuns Polex cu aia, dacă a răspuns aia ești nebun. Bă, dați subscribe, dați subscribe, ați crescut computer. Hai. Bă, dați subscribe, dați subscribe. N-are treabă ce să fie minată cu aia, dar e nesimțit, ești nebun. Mă rog, e târziu să-l sun pe ăsta. Bun, mă rog, în fine. Hai să trecem aici la astea că mai comand scoaste de câine eutanasiat? Bă, ce caldă mi-e, băga mea și pula. Să văd cine e pe distracție plus. Acum știu de ce... De ce m-am încurcat. Că și ăsta, băiatul ăsta de la... Cu i-am vândut calculator de mie... Mi-a dat numărul lui tovară și lui ăsta de vinde el. De nu te înțelegi cu el, ești nebun. Și el mi-a zis tot 20-70 super. Și ăsta când am vorbit cu el, tot 20-70 super. N-au știut nici ce. Model bun, frate, e... Model de top de la MSI. Și ce crezi, e MSI Armor, de e următoarea peste MSI Ventus, de are backplate de plastic. Și îți dai seama, eu m-am uitat numai la model. Nu m-am uitat și la gen efectiv ce, la model, la, mă rog, la răcire, la tipul de răcire, la implementarea plăcii. La ăla m-am uitat, nu m-am uitat că, pula mea, cât de român să fii să vinzi 20-70 simplu, să zici că e 20-70 super, ești nebun la cap? Și să mai și insisti, ești nebun? Adică i-am zis, vărule, oricum îl dai scump, ești nebun, hai să ne înțelegem. Nu, că preț fix, că el e român, ce-i? Pentru una zic că stai pe spate. Ce sursă ai, fine? Fine, ai și tu vreo sursă? Trimite și mie o sursă. Ai și tu vreo sursă pe dreapta? Pune-mi și mie pe Uber, că am uitat de sursă. Dar nu mă mai bag la creație, cred că o să testăm decât una. Am făcut mare clickbait, o să facem un calculator. Băi, frate, ce să oferi? Ești nebun la cap? Și tu și tovarășul tău ați zis că e 20-70, super. Vinzi, plăci și crezi că merge cu d-astea? Auzi-l pe ăsta, trimite-o înapoi. Bine, frate. Ți-o trimit. Hai mă, că trimite-o înapoi, ești nebun la cap. Vezi că nu e bine, vărule, să mă ameninți tu pe mine și să-mi zici tu mie, ești nebun la cap? Vrei să-ți vinzi până mâine toate plăcile și toate anunțurile? Nebunule la cap, că-ți dau link-ul de la anunț aici în chat. Și îți vinzi până mâine toate plăcile și toate anunțurile și tot ce mai ai tu de vânzare. Nu mai scoți capul pe stradă, nebunule ce ești. Futu-ți rasa mătii de ratat să-ți fut în gât. Auzi ce îmi zice ăsta? Că îți trimit mâine placa să-mi dai adresa înapoi, mă piși pe aia de placă, eu nu mă uit la bani. Cu aia îi zic, cu aia îi zic ca omul să ne înțelegem. Adică plăstrez placa că e bună, am nevoie de plăci. Dar nu pot să-i dau 20 de milioane pe placă care nu face 20 de milioane. Nu făcea... Deci 20, ia, fiți atenți. RTX 2070. MSI Armor compari.ro, că nu mai e magazin. Bă, dați subscribe, dați subscribe. 33 de bețe, hai că bun preț, hai. Ești nebun, cred că atâta făcea. Bă, în lume, în vremurile grele ești nebun. E nebun la cap cu aia, bă, dar ce sunt așa handicapați oamenii ăștia cu aia, că nu înțeleg. Înțeleg, a fost o eroare, el e prost că nu știe ce vinde, eu n-am fost atent că nu știu ce cumpăr, da?
Dar ce trebuie să faci în halul ăsta? Să zici că... să zici că... Ce pula mea îmi zice ăsta, coaie? Că eu n-am văzut așa oameni coaie. Și ăsta ce că vin de plăci pe OLX, ești nebun? Nu, să zică că nu e vina mea că nu ești atent. Păi ce să nu fie vina ta că nu ești atent, coaie? Uite-te în pula mea, mi-ai trimis pozele, e 2070 normal. Îmi zic două persoane că e 2070 super? Da, când i-am făcut PC-ul lui ruletă la, dar nu, gen ruletă ăsta e tovarășului. Și gen, ăsta mi-a zis inițial că... Ăsta mi-a zis inițial că are tovarășul lui, dar are 2070 super. El mi-a zis prima oară. După aia am dat mesajul ăla după câteva zile. Mi-a zis că are 20... Fiți atenți, coaie. Stați mă că vă arăt, coaie. Mă știți pe mine că minte, ești nebun. Fii atent ce zice. Uitați-vă ce zice aici. Uitați-vă ce zice aici. Uitați-vă ce zice aici. Uitați-vă ce zice aici. Fiți atenți. Stați așa, unde e camera? Crucial, cutare, cutare. MSI 2070 Super OC model rar nou fără cutie. Și fiți atenți placă ce mi-a trimis. Fiți atenți placă ce mi-a trimis. Model rar nou fără cutie, mâncați și pula ta. Ia vedeți placă. Stai așa. Model rar nou fără cutie. Model rar nou fără cutie, mâncați și pula ta. Mă rog, e plastic ăsta, mă, nu e plastic, e un fel de aluminiu. Ventilatoarele și toate astea de pe față sunt din plastic. Model rar nou fără cutie, mâncați și pula ta. Deci el mi-a zis prima oară, după aia, coi, i-am zis lui ăla, am intrat să discut cu un 20 70, ești nebun? Super, am intrat să discut. Dar ce înseamnă gesturile astea, ești nebun la cap? Ce înseamnă gesturile astea, ești nebun? Ce înseamnă gesturile astea? Coie, nu m-am uitat la placă, eu am alte treburi, ești nebunul stau. Mă rog, pula mea, trebuia să mă uit, coie, trebuia să mă uit, dar... N-am văzut nici pe poză, pula mea, dacă doi oameni zic că vând 2070 super, cine sunt? Băieții cu care ai de-a face pe OLX, ești nebun la cap? Da, auzi, dar nu înțeleg ce sunt răspunsurile astea, coaie. Auzi, nu e vina mea că nu ești atent. N-ai mă, ce, nu are treabă coaie cu niciun număr, ești nebun. Trebuie pur și simplu să ne înțelegem, să mai dea niște bani înapoi sau să lase la alte piese. Cumpără mai departe, care e problema, ești nebun? Nu există să zici că... E vina mea că nu ești atent? Ești nebun? Dacă eu îi vând un calculator unui băiat prin absurd, prin orice se întâmplă, ești nebun? Îi vând un calculator unui băiat și uit să-i pun hardul de 1 tera sau uit să-i îl conectez, uit să-i îl formatez. Dacă mă sună la eu ce zic? E vina mea că nu ești atent, că n-ai verificat că hardul ca astea? Ești nebun? Unde morți, mă, te-i pui hardul, așa ai vorbit? Așa te-ai înțeles la banii aia pentru 27 de super, aia trebuie să dai, ești nebun? Dacă ai trimis altceva că ești prost și băiatul ăla, eu am primit altceva că sunt prost, am dat banii pe altceva, te înțelegi, ești nebun? Care-i problema? Ce abuz de încredere, mă, n-are treabă cu aia, stați liniștiți că... Oricum nu e cea mai mare țeapă din lume, știi, că până la urmă n-a trimis chibrituri, dar... Pula mea! Înțelegi? El vinde plăci și nu știe ce vinde, ești nebun la cap? Vinde plăci și nu știe ce vinde. Coaie, eu dimineața când îmi vine curierul la ora... Vedeți și voi, mă culc la 8 dimineața, ești nebun. Nu știu pe ce lume sunt, abia știu să număr banii. De obicei îi dau tot teancul la curier să își numere el câți bani trebuie luați, ești nebun. Câte FPS-uri scoate? Nu știu câte scoate, mă, OneFlash, dar oricum nu se merită... Nu merită upgrade-ul de la 9900 la 10900K sau, mă rog, sincer nu știu ce să zic. Bă, cum e scaunul? N-are treabă cu mâncare, n-are treabă cu nimic, coaie, n-are treabă cu nimic. N-are treabă cu nimic, nu e vorba de preț, nu e vorba de nimic, e vorba că... Pula mea, nu se fac de-astea, ești nebun dacă vinzi piese în fiecare zi. Cum ar fi să... Eu de la băieții care vând și cumpăr piese toată ziua? S-a mai întâmplat, ești nebun, s-a mai întâmplat de multe ori să-i dau mai mulți bani, să-mi dea mai puțin bani. Să... Te duci ei câte, dacă doi oameni zic că vând 2070 super, te 5 plăci, ajunge acasă, mai e una alt model pe acolo, pula mea, vorbești și găsești o soluție, nu există, nu am fost atent, stai că nu am fost atent, ce înseamnă, e vina mea că nu ești tu atent, ce bani, că nu-ți dau niciun ban, că, lol, nu există așa ceva, ești nebun, coaie, vinzi piese pe internet, ești nebun, ce crezi, că nu mai vinzi piese niciodată? Relaxează-te, ești nebun, că mă duc la băieții ăștia din cartier, la curieri ăștia unde, că el numai pe curier trimite. El crede că dacă dă altă adresă, ei cred că sunt safe, coaie.
Băi, toți vindem piese, ești nebun? Crezi că nu știm să ajungem? Mâncați-i și pula ta. Ce, dar de ce mă jur? De ce mă jur? Că n-ai argumente. N-ai argumente. Băgame și pula în mâna, dar și odată că-ți mântut abagnez. Când e identic. Ne ducem la curierul de pe zona aia de unde e. Știi tu cum te duci? Te duci dimineața la curierul ăla. Cine livrează pe zona asta aici, mă? Ăsta, da? Hai, vărule, ia de aici 5 milioane, arată-mi-l pe ăsta care vinde piese de calculatoare. Voi credeți că curierii aia de pe zonă, nu știu care sunt aia, de vând piese de calculatoare? Credeți că nu puteți să fiți găsiți? Ești nebun? Stați, dracu, de liniștiți-i, dracu.